Am revenit, să continuăm, Gigi, îmi cer scuze. Spuneam despre faptul că aceste implanturi energetice creează reverberații și efecte în planul și în corpul fizic, susținând la rândul lor vibrațiile și paraziții energetici, paraziții biologici care afectează corpul și aura. Ce se întâmplă de fapt? Am putea afirma sus și tare: cine controlează mintea, controlează și restul. Și aici intră în joc o miză foarte mare. Și vorbim în mod special despre implantările extradimensionale, ca să nu ne referim la altele. Cine controlează mintea, controlează emoțiile. Cine controlează mintea, controlează corpul. Cine controlează mintea, controlează energiile, dar și sufletul. Și aici, dacă vrem să-i spunem așa, intră o miză mai mare în joc. Și anume, sufletul ființei umane, care reprezintă o sursă energetică potențială imensă și este vizată din punctul acesta de vedere. Și peste toate acestea, aceste implanturi energetice au rolul fundamental de a scădea vibrația pe multiple nivele, da? Iar în momentul în care vibrația omului este scăzută, când omul este la pământ, are stări joase, emoții proaste și alte efecte de genul, atunci există momente propice plasării unor astfel de implanturi. De asemenea, în momentele astrologice, la lună plină, la eclipse și alte momente speciale, începând de la naștere și nu numai, există foarte multe momente în care ființa umană este implantată, ba sunt programe de tip IT care se plasează cu aceste implanturi la diferite vârste. Referitor la vârstele diferite, apropo de implanturi, minte și control sau autocontrol, ultimul moft în moda implanturilor mamare este ca să-ți pui în implantul mamar și un chip. Deci, iată, să fim foarte înțeleși. Sunt implanturi fizice, pozitive, extrem de necesare, numai atunci când sunt necesare, și sunt implanturi gen moft. Să explicăm de ce un implant, un chip în implantul mamar este pozitiv și nu. Sunt persoane care au, să zicem, un implant mamar și au probleme cu sâne. E, acel tip de chip, microchip, are rolul de a transmite informații referitor la sănătatea sânului, la imunitatea pacientului, și sunt necesare. Persoanele care fac acest gen de implant cu chip doar pentru că se poartă, doar pentru că este moft, e necesar să înțeleagă că acel microchip are și un anumit câmp electric și clar un câmp magnetic. Modalitatea prin care el face colectarea de date biologice și transmisia de date electronice, electrice, informaționale. În momentul în care analizăm orice perturbare a unui implant fizic în zona plexului cardiac, atunci el va influența, nu în sensul dorit, câmpul magnetic propriu. Și asta duce la dezechilibru. Am să vă mai dau un alt exemplu foarte clar. Ce înseamnă să-ți pui implant pentru că se poartă? Mai nou, și chiar sunt anumite site-uri care vând așa ceva, se achiziționează un implant chiar de pe site pe care ți-l poți pune în acest punct, și aici trebuie să fac o paranteză ca să fim înțeleși, s-au investit între 8 și 10 ani cercetări în mod special pentru a se găsi locul propice, favorabil implantării unui astfel de microchip. Tocmai pentru că corpul pur și simplu nu primea și apăreau tot felul de infecții, nu primea acest gen de chip. S-a găsit în acest punct, e un punct subo, IG4, care are o reală influență asupra controlului. Este punctul IG pe un traseu energetic. Ei bine, în momentul în care individul zice că e haios, e trendul, e nu știu cum, hai să-mi cumpăr un astfel de implant și să mi-l pun aici, pentru că ce credeți că se face? Deschid ușa de la mașină cu acest implant, deschid ușa de la casă cu acest implant, nu mai am nevoie de cheie. Aspecte, să zicem, pozitive. Dar în spatele acestui implant, ca în orice situație, e necesar să înțelegem că mai apar și contraindicații. Cum am spus mai înainte, perturbarea câmpului magnetic,
perturbarea câmpului electric. Și e necesar să înțelegem ca să fie foarte, foarte clar. Sunt implanturi care, de exemplu, te ajută să calculezi mai ușor ce fenomen se declanșează atunci. Dumnezeu ți-a dat picioare și tu folosești cârjele. Asta duce până la nivel psihologic, în sensul în care creierul nu mai este folosit. Și orice organ care nu este folosit se atrofiază. Iată, referitor la aceste aspecte ce țin de control, cine nu se autocontrolează preferă să fie controlat din exterior. Ok, dar în istorie au existat tendințe de control mai puțin ortodoxe. Acum poate ori exista sau poate nu ori exista. Și revenim la aceste aspecte. În momentul în care nu lași creierul să se dezvolte, acest organ să funcționeze, să se antreneze, practic așa cum nu faci mișcare, am cunoscut persoană care, practic era bine mersi, dar prefera să fie dus cu căruciorul. A ajuns la o atrofiere musculară și ceea ce automat că nu i-a mai permis ca să se deplaseze cu picioarele sale. În mod asemănător și cu creierul. E posibil, sunt deja în anumite stadii de pregătire, chiar de producție, sunt implanturi care, de exemplu, fizice, care odată poziționate în creier, în anumite zone, pentru că și aici vorbim de anumite zone foarte, foarte importante, ele fac ca tu să știi o limbă străină mai ușor. Fac ca calculele matematice să le execuți rapid. Este bine, dar totuși Dumnezeu, totuși omul, prin natura sa, are nevoie de sănătate, o sănătate specială a creierului. Și automat că ceva care nu folosești, automat că mai devreme sau mai târziu se atrofiază. Poate acum greșesc, dar din punct de vedere psihologic, apropo de ce spunea Gigi, se vor lansa tot felul de trenduri ale modei. Hai să-mi pun chip la ureche, hai să-mi pun chip în creier, hai să-mi pun chip nu contează unde. Ori aceste chipuri purtate doar de dragul modei, nu atunci când este necesar în zone medicale, mă refer, ele nu vor face altceva din om decât un roboțel și exact cum se spunea mai înainte, tendința lor este de separare între minte, inimă și suflet. Și în momentul în care reușim să înțelegem aceste implanturi fizice, ele vor avea un impact masiv, major și asupra emoționalului. Clar, un om cu implanturi fizice, purtate la modă, el va avea și stări multe depresive. Cine va avea stări depresive, automat că va avea și gânduri cenușii cu vibrație joasă sub rezonanța 100. Această vibrație joasă este dată atât de implanturile terestre, cât și extraterestre, ca să ne exprimăm așa. Și sigur, în ceea ce privește viitorul omenirii, aici se preconizează o interferență serioasă între inteligența artificială și cea umană, între inteligența mai nouă, inteligența cognitivă și cea umană, pentru că a apărut și aceasta. De exemplu, a apărut acel tip de televizor, nu vorbim despre, nu pomenim numele brandului, care studiază și analizează ființa umană prin casă, unde privește, de ce anume este atrasă, ce o preocupă, care sunt imaginile, culorile. Aceasta este inteligența cognitivă a televizorului, astfel încât televizorul acela furnizează tip de conținut specific preocupărilor acelei ființe. Cumva se spune în interesul acelei persoane. Dar vom vedea în timp dacă este cu adevărat așa. Vorbeați la un moment dat în cadrul filmulețului prezentat despre eliberarea de înlănțuirile karmice. Atunci când te simți încorsetat, condiționat, câteodată resemnat, deci resemnat pur și simplu, pentru că este vorba despre o amprentă karmică care este gradul de predestinare foarte mare sau pare grad de predestinare foarte mare în care tu orice ai face nu reușești să ieși dintr-o buclă. Și ceea ce aș vrea să propun să discutăm imediat, apropo de faptul că uneori stând foarte mult în prezența, de exemplu, modul în care interacționăm cu oamenii, Ingrid, este de foarte multe ori greșit. Spre exemplu, tu stai în prezența unei persoane care, ca vibrație, ți-e dragă, ți-e simpatică, poate fi un prieten, un amic, o cunoștință, nu contează, o rudă.
are o vibrație mai scăzută. Din diverse motive, nu judecăm asta, nu știu, poate este într-un moment al vieții în care este mai tristă, poate pur și simplu are preocupări de joasă, mai joasă vibrație decât ai tu. Dar stând prea mult în prezența acelei persoane, care sunt greșelile pe care le poți face astfel încât să se producă acest transfer energetic de la persoana cu vibrație mai joasă către tine? Pentru că tu poți să stai, dacă știi să te protejezi în prezența unor oameni mai cu vibrație mai joasă și să nu preiei. Și, repet, după aceea să vorbim și despre aceste înlănțuiri karmice, pentru că sunt mai mulți factori care nu toate sunt implanturi exact. În partea dușmanilor sau oameni exact. Care îți creează stringurile acestea. Nu toate. Unele sunt ale tale proprii de demult. Vii cu ele din toate viețile. Altele le cam agăți din anturaj și așa mai departe. Altele sunt algoritmii despre care vorbea Ingrid mai devreme. Deci, acum revenind doar la povestea asta cu preluatul de la oamenii cu vibrații mai joase. Cum să faci? În momentul în care noi ne deschidem, chiar așa, ne deschidem prin comunicare, cuvinte, ne deschidem aura, ne deschidem emoțional și empatic față de astfel de persoane și vibrația noastră nu este suficient de puternică astfel încât să susțină acest tip de deschidere, atunci apar interferențele și preluările din partea celor din anturaj sau din jurul nostru. Apare acest tip de transfer de vitalitate, de exemplu, din partea noastră către acele persoane mai devitalizate, ca în principiul vaselor comunicante. Ele își lasă conștient sau inconștient programe, vicii, energii de frecvență joasă în aura noastră. Așa se petrece și în plasările karmice. Nu, karma nu este întotdeauna atât de fixă, cum spuneam mai devreme, și bătută în cuie. Există plasări specifice atât din, și bagaje plasate karmice, atât din partea ființelor umane, cât și din partea unor entități invizibile până la așa-numiții lorzi ai karmei, care cumva plasează anumite pachete specifice care nu sunt neapărat în, prezente în destinul divin al ființei umane. Sunt adaos la contract, cum se spune. Exact la implanturile karmice, pentru că și din familie, pentru că era titlul chiar pe monitor, am avut un exemplu foarte clar. Am avut o domnișoară, pacientă, care pur și simplu intra în atac de panică în momentul în care vedea o flacără mai mare deschisă. Evaluarea pe care i-am făcut-o m-a dus la o concluzie foarte interesantă. Nu era problema de la ea. Era ceva primit, moștenit. Și am sugerat să vină cu mama. A venit cu mama. Următoarea evaluare, s-a făcut și un gen de psihogenogramă mamei și am sesizat că nu era vorba nici la mamă. Zic, wow, se întâmplă ceva important și interesant. Am întrebat dacă mai există și bunica și bineînțeles că exista și bunica. A venit și bunica. Ce interesant, și apropo de acest aspect, e necesar să se înțeleagă cum au loc aceste tipuri de implantări. Ce s-a întâmplat, de unde a pornit în familie acest tip de implant? În tradiția bunicii exista o credință foarte frumoasă, ca candela să fie aprinsă în continuu. S-a întâmplat un eveniment în care candela s-a stins, datorită faptului că n-a avut lui ceva asemănător. Imediat după aceea, în familia lor a avut loc un deces. Și toți au făcut legătura, altfel spus, au creat un implant, cum că datorită faptului că s-a stins candela din acest... O asociere. Ei bine, scuze, revenim foarte interesant, bunică, exemplu, da. Chiar foarte interesant, revenim după publicitate. Revenit, să continuăm, Stelian. Să ne dăduse un exemplu, chiar aș vrea să-l reluăm puțin, pentru că poate nu a urmărit toată lumea înainte de pauză și să... Am să și sintetizez, deci am avut o domnișoară care, în momentul vederii unei flăcări mai mari, intra în atac de panică și nu se mai controla. Evaluarea făcută a demonstrat că nu este de la ea, a venit cu mama. Evaluarea, psihogenograma făcută mamei a arătat că nu e nici de la mamă și am ajuns la bunica. Și reiau de aici. Deci bunica
în momentul în care ea era tânără, avea o credință în familie ca candela să nu se stingă niciodată. Ceea ce eu cred foarte frumos și de bun augur. S-a întâmplat un eveniment așa și s-a stins candela. Imediat după acel, în acel moment, în acea perioadă, a murit cineva din familie. Ei au făcut această asociere și din acel moment au zis, indiferent de orice situație, să nu se mai stingă niciodată candela. Dacă se stinge candela, aduce nenorociri. Ei bine, aici s-a creat un implant. Implant care bunica l-a transmis mamei și mama l-a transmis fiicei. Și bineînțeles că a trebuit să fie o dezimplantare cumva la nivel de fiică, mamă și bunică. Am dat acest exemplu ca să se înțeleagă că de cele mai multe ori anumite frici foarte puternice, anumite emoții profunde, anumite dorințe extrem de intense creează implanturi care pot fi moștenite peste generații și peste generații. Exact din acest punct de vedere, e necesar să înțelegem că de foarte multe ori implanturile pe care le avem nu le conștientizăm. Din punctul acesta de vedere, medicina a omis să spună, de exemplu, faptul că noi ne moștenim foarte mult bunica. De ce toate acele ovocite și felul în care se dezvoltă cele 2 milioane de celule preiau, de fapt, mama noastră a preluat aceste implantări și programe de la bunica noastră și sunt implicit și ale noastre, încă din primele momente ale concepției ele ni se transmit. Dar, sigur, acum implantările trebuie privite într-un context mai vast și mai larg. De la controlul inițial față de un individ, față de o ființă umană, cu scopul și vădit totodată de a-i viza sufletul și a obține această energie, de la energia vitală, energia mentală, emoțională, până la energia sufletului, până la formele de control de masă sau control planetar. Toate acestea se creează în subconștientul colectiv, sunt prezente ca și implantări la nivel de planetă, oamenii preiau aceste programe și implantări și le duc cu ei ca atare. De fapt, ele nu fac aproape o diferență între ființa umană și acel implant. Noi avem impresia că tot ele sunt așa în exterior tot timpul. Nu, ele fac o simbioză, dacă vrem să-i spunem, între ființa umană și aceste implanturi. Primul pas este, desigur, să conștientizăm și să ne dăm seama că, de fapt, noi nu ne trăim întotdeauna viața noastră, așa cum este ea naturală, firească, după un destin divin, după o menire divină, adică să venim în această lume, să experimentăm, să evoluăm și să ne întoarcem acasă. Ei nu, au apărut anumite civilizații de-a lungul istoriei și s-a demonstrat lucrul acesta, este prezență intensă pe planetă cu această istorie, care au intervenit și au interferat cu civilizația umană și au adus aceste implantări, au intervenit în ADN-ul uman destul de consistent, astfel încât ființa umană a fost hibridizată din punctul ăsta de vedere foarte mult. Am putea spune că la nivel de ADN până în 30% deține ADN-ul original și restul sunt părți atașate sau hibridizate. Și atunci este foarte mult de lucru, de conștientizat, și de aplicat în mod practic, desigur. Da. Cum ne eliberăm totuși de aceste... Da. Iată, avem chiar pe acum pe monitor implanturile mentale ușor de pus, greu de scos. Și pentru că telespectatorii au cerut cazuri, o să le mai dau un caz foarte interesant. O domnișoară care vroia în mod special să-și găsească jumătate, să aibă, altfel spus, un prieten, un iubit. Faptul că avea foarte multe implanturi referitor la modul ei de manifestare în relația cu bărbații, asta o făcea ca bărbații să fugă de ea sau să îi respingă pur și simplu. Am trecut printr-o procedură în care ea a înțeles, s-a transformat, a fost ajutată ca să își schimbe programele, a fost dezimplantată, cum s-ar putea spune, și în sfârșit bucuroasă